estimados colegas, nós vamos continuar. Estimados invitados, am considerat că este necesar să facă referință la acest demers datorită constatării că din multele opțiuni pe care legiul le are, una se distinge în mod deosebit. În plan sportiv. Este un moment oportun, zic eu, să ne aplicăm mai cu atenție asupra acestui aspect al vieții voastre sociale, sportul, și privind activitatea sportivilor noștri, l-am distins dintre mulți care dintre multe persoane care au rezultate din domeniul ăsta pe un performer adevărat, Ciprian Biar, care de-a lungul timpului a dovedit nu doar talent și abnegație, ca să spun așa, în activitatea dânsului, ci mai mult decât atât, a și reușit să performeze. Este o onoare pentru mine să vin în fața dumneavoastră cu asemenea propunere, dar prin faptul că dânsul a obținut rezultate deosebite, mult superioare celor care practică acest sport în deci. Merite deosebite pentru performanța dânsului, dincolo de munca susținută și de talentele care a dat dovadă. Se mai poate fi amintit aici domnul Coc Savin, care a fost primul antrenor al dânsului, cel care l-a descoperit, precum și cei care de-a lungul timpului i-au șestit talentul și i-au pus în valoare calitățile. O să-l rog pe domnul profesor Albineț, dacă este amabil, să dea citire laudațiilor pe care dânsul l-a întocmit cu această ocazie. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Dej privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Dej sportivului Ciprian Deac, fotbalist al clubului CFR Cluj. Laudatio prezentat în acest raport de specialitate este structurat astfel, cariera sportivă, palmaresul sportiv și titluri câștigate, impactul social al activității sportive asupra comunității locale. Ciprian Deac s-a născut în Dej la 16 februarie 1986. Cariera sportivă a început-o în orașul natal, la clubul sportiv Unirea Dej. Între anii 1996-2000 a fost legitimat la centru de copii și juniori din cadrul clubului Unirea Dej. Între 2000 și 2004 a continuat activitatea de fotbal la clubul sportiv Luceafărul Dej. 2004-2005 a revenit la Unirea Dej, apoi este împrumutat timp de 6 luni la clubul sportiv Gloria Bistrița. În 2006 se întoarce acasă la clubul Unirea Dej, unde era legitimat, fiind deja un fotbalist în devenire. La vremea aceea, Unirea Dej juca foarte bine în divizia B, iar Ciprian Deac a fost revelația returului. În aceste condiții s-a făcut repede remarcat și a fost curtat atât de către U Cluj, cât și de CFR Cluj. În cele din urmă a fost transferat la clubul sportiv CFR Cluj, o echipă de fotbal puternică și ea la vremea aceea, unde s-a putut afirma la nivel național și internațional. Sezonul 2006-2007 a dus și debutul tânărului mijlocaș în Liga 1, într-un meci cu CFR Cluj Unirea Urziceni, câștigat de Feroviar cu 4-0. Ciprian Deac evoluează în 11 partide în acel sezon și termină campionatul pe locul 3. 2007-2008, turul este petrecut tot în Gruia, joacă 10 partide. Între timp este împrumutat la Oțelul Galați, unde a jucat 15 partide și marchează 2 goluri. Prestațiile sale au atras atenția câtorva cluburi din Europa, dar mai ales pe cea a selecționerului Victor Pițurcă. La sfârșitul sezonului 2007-2008, Ciprian Deac se întoarce la Cluj,
unde sărbătorește câștigarea campionatului și a Cupei României. Datorită prestațiilor sale, a fost păstrat în lotul campioanei și pentru sezonul 2008-2009. Între timp a devenit un jucător de bază al echipei CFR Cluj, fiind apreciat de toți antrenorii care s-au succedat. În 2010 și-a încununat cariera cu debutul la prima reprezentativă a României, în luna martie, fiind folosit de selecționerul Răzvan Lucescu în meciul cu Israelul. Din 27 august 2010 a devenit jucător al echipei germane Schalke, iar în 2013 se reîntoarce la CFR Cluj, unde mai joacă 3 sezoane, înainte de a pleca în Kazahstan. Din 2017 el revine la CFR Cluj. Palmaresul sportiv și titluri câștigate, așa cum am spus, are în palmares 7 trofee, a câștigat în 2008 campionatul în Liga 1, Cupa României cu CFR Cluj, a debutat în toamna anului 2008 în Liga Campionilor, cea mai importantă competiție intercluburi din lume, într-un meci cu AS Roma. A fost aproape de calificare la campionatul european de tineret, dar în același timp a fost recrutat pentru lotul naționalei mari a României. În 2009 a câștigat Cupa, Supercupa României, iar în 2010 a cucerit cu CFR Cluj toate cele 3 trofee disponibile pe plan intern, campionatul, Cupa și Supercupa României. Impactul social al activității sportive asupra comunității locale. Așa cum știți, fiecare generație de tineri aduce o nuanțare în viața comunității. Ei, tinerii, leagă trecutul de viitor prin abordări originale. În cazul lui Ciprian Deac, el a ales să reușească în viață prin activitate sportivă, prin profesia lui de fotbalist. Dar pentru a ajunge acolo a fost nevoie de multă muncă, de disciplină, de seriozitate în fiecare zi din viața lui. Într-un interviu spunea, citez, "Sunt obsedat de muncă. Asta e cea mai bună descriere a mea. Nu am fost niciodată un super jucător, un mare talent, dar prin muncă am reușit să depășesc foarte mulți jucători care erau mai talentați ca mine." Așadar, pentru comunitatea de jeană, pentru tinerii, Ciprian Deac este un exemplu de urmat, datorită valorilor și principiilor care au călăuzit viața pentru a ajunge la performanță sportivă. Sportivii au fost, sunt și vor fi modele pentru societate și pentru cei din jur. Sunt modele, în primul rând, din punct de vedere al calităților pe care le au pentru a face performanță, printre care perseverența, ambiția, curajul, determinarea, chiar și anumite renunțări la tentațiile vieții, o al unei vieți libere și fără constrângeri. De aceea, administrația locală, Consiliul Local Dej, trebuie să promoveze personalitățile din toate domeniile de activitate pentru a da exemplu pozitiv tinerei generații din Dej să înceapă maturitatea vieții prin principii solide și valori în viață. Ciprian Deac, așa cum reiese din cele prezentate mai sus, este un sportiv de performanță în fotbal, care a reprezentat cu cinste municipiul Dej, tricolorul României, prin competițiile la nivel național și internațional, care merită acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Dej. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamna Abilez. Doamna primar. Inițiativa domnului consilier Butuza de a acorda titlul de cetățean de onoare fotbalistului Ciprian Deac a fost susținută și este susținută și de Consiliul Local, este susținută de Primăria Municipiului Dej prin raportul nostru de specialitate, un raport favorabil. Un raport favorabil pentru că Ciprian Deac a fost un exemplu de putință de a se realiza în acest sport, în această industrie sportivă în care e foarte, foarte greu de intru. A pornit de jos și a vrut să fie recunoscut la nivel zonal, național și internațional. Este un exemplu pentru tine, este un om care a promovat fotbalul, este un om care a promovat sportul, este un om care a promovat municipiul. Mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru oraș și, cu siguranță, și Consiliul Local și noi, în Consiliul care a inițiat aceste trei lucrări, vom face pasul următor de a acorda titlul cetățean de onoare fotbalistului Ciprian Deac. Și dorim în continuare ca sportul deja să-l promovăm împreună pentru a veniți și alți sau alți mari fotbalii din spate, din dreptul copilului și a elitorului. Mulțumesc frumos!
Vă rog frumos să aduc comisiilor. Comisia economică. Avis favorabil. Comisia juridică. Avis favorabil, cu mică precizare. Aș dori, pentru că este vorba de proiect de hotărâre de acordare a titlului de cetățean de onoare, să scriem numele complet al domnului Deac, Ciprian Ioan Deac. Mulțumesc. Comisia de cultură. Avis favorabil. Comisia de urbanism. Avis favorabil. Supun la vot, dacă nu sunt alte discuții. Supunem la vot proiectul numărul 9.